Salutare, dragilor! Astăzi o să mergem să vizităm un nou muzeu în sectorul 1. Este vorba despre Muzeul Nicolae Minovici. Se află pe strada Nicolae Minovici, lângă fântâna Miorița. Cred că o știți cu toții, celebra fântână Miorița. Muzeul Nicolae Minovici a fost ridicat la marginea Bucureștiului în 1905. Inițial a avut destinația de vilă de vacanță a doctorului Nicolae Minovici, un renumit doctor din secolul 20, însă în anul 1906 destinația a fost complet schimbată, devenind primul muzeu de profil din România, muzeu etnografic. Clădirea a fost construită de arhitectul Cristofi Cerchez. Din punct de vedere compozițional, este rezultatul viziunii celor doi, ce ilustrează o manieră permisivă a neoromânescului în arhitectură, dar și stilurile începutului de secol 20. Prin urmare, muzeul prezintă elemente de factură tradițională, cât și europeană. În primul rând, arhitectul se folosește de sintaxa compozițională urbană, cu etaj supraînălțat și mansardă, ce oferă unitate fațadei și compartimentare compactă în interior, cu săli de dimensiuni diferite. Și pentru că urmează să vizităm Muzeul Nicolae Minovici, aș vrea să vă vorbesc puțin despre acest savant. El a ocupat mai multe funcții, a fost medic anatomist, medic patolog, a fost chiar și profesor universitar. Spre exemplu, în anul 1896, Nicolae Minovici a reușit identificarea autorului unui furt săvârșit într-o tipografie cu ajutorul urmelor de mâini, fiind un prim succes în România a identificării unui infractor pe baza urmelor digitale. Așadar, Nicolae Minovici este primul care a identificat un infractor pe baza amprentelor digitale. În 1989, doctorul Nicolae Minovici a absolvit studiile doctorale cu lucrarea tatuaje în România, fiind prima și singura lucrare de acest gen din țara noastră. Student fiind, Nicolae Minovici a lucrat ca desenator și preparator al sălii de disecție, apoi al clinicii și Institutului de Chirurgie și Ginecologie. Și a continuat studiile la Berlin între 1899-1901, unde a lucrat la diferite instituții, precum Institutul de Anatomie Patologică și Spitalul Moabit, și bineînțeles că a avut contact cu reputații specialiști din domeniul medicinei, profesorii Strassmann, Virchow, Lepmann din Berlin, precum și Garnier, Magnan și Manouvrier din Paris. În 1906 se întoarce în România și înființează prima societate de salvare din Balcani, care timp de 30 de ani a fost întreținută din veniturile proprii, deși serviciile sale, potrivit legii, trebuiau asigurate de primăria Bucureștiului. În 1934, el a creat primul spital cu servicii permanente de urgențe din România, al doilea din Europa după cel din Moscova. Iar în 1936 a creat școala samariteană. În 1904, Nicolae Minovici a publicat lucrarea Studiu asupra spânzurării. Este un studiu unic în domeniul medicinei românești din perioada pionieratului. Viziunea medicului s-a clădit pe o perioadă de 4 decenii, în care a strâns obiecte de artă națională, de la ceramică și textile tradiționale la pictură contemporană, astfel că în patrimoniul muzeului găsim cămăși, ii, fote, vâlcele, ștergare, chiar și scoarțe. Iar expunerea și varietatea acestora reflectă interesul de artă al unui colecționar de început de secol 20. Actuala expoziție a fost deschisă pe 18 octombrie 2017 și dorește să restituie vizitatorilor expoziția lui Nicolae Minovici într-o variantă ușor alterată. Pornind de la un set de fotografii pe care doctorul Minovici le-a comandat în 1935, cu puțin înainte de finalizarea procedurilor de donație ale muzeului din 1937, noul proiect expozițional își propune să refacă vechea expoziție în spațiile de la etaj, unde vom vedea divanul, dulapul, masa și scaunele tapizate comandate special pentru sala de mâncare de către Nicolae Minovici,
dar și obiectele ceramice care îmi spun povestea de la înălțimea Blidarelor. Baia ocupă locul pe care chiar Nicolae Minovici l-a atribuit. Este un spațiu de expunere pentru vesele și ateliere ceramice. O colecție impresionantă de ouă încondeiate. Baia ocupă locul pe care chiar Nicolae Minovici l-a atribuit, un spațiu de expunere pentru vasele din atelierele ceramice Troița și cele de pe domeniile coroanei regale. Dormitorul păstrează aerul modernist prin expunerea picturilor semnate de Gheorghe Ionescu Doru, Gheorghe Chirovici, Nicolae Vermont, Henri Visconte sau Pierre Bellet, chiar și primobila din furnir de nuc pe care doctorul a preferat-o pentru acest spațiu intim al vilei. Sacralitatea artei populare își găsește adăpostul în vechea capela vilei Minovici, unde pe locurile de drept s-au întors divanul, icoanele, candelele, candelabrele țărănești din lemn, chiar și ușile de altar. Și tablourile despre care vorbeam, Gheorghe Chirovici. Avea și lucrări de băieșu. Da, mami? Stai puțin. Fică-i, da? Da. Un tablou de Pierre Auguste Bellet. Foarte frumos. Dacă și vouă v-a plăcut la fel de mult ca și nouă muzeul Nicolae Minovici, vă așteptăm cu un like acestui vlog și de ce nu să vă abonați canalului nostru. Până data viitoare vă dorim... și clopoțelul! Până data viitoare vă dorim numai bine! Pe curând!